Bine v prieteni! Cum se sinucide o matrioșcă? Sau matrioștile, cum se sinucid că mai multe? E bine, ne uităm la ruși. La rușcă de acolo vine matrioșca, da, în Occident foarte celebră ca popa rusa. Nu? Și ne uităm la vizita Ursulei în Kiev. La prima vedere, o vizită de curtoazie, unii ar spune de consolare, dar este mai mult decât atât. Ea vine în continuarea demersurilor NATO, NATO, prin secretarul lui general, care spune foarte clar domnule, Ucraina ar trebui să primească permisiunea de a lovi cu rachete cu rază lungă de acțiune în inima Rusiei. Apoi, vin cei din grupul B9. B9 reuniți la București, adică miniștrii apărării din cele 9 țări, flancuistic, așa mai departe, dar care cer permisiunea de a lovi dronele care încalcă spațiul și care sunt în apropierea spațiului lor. Apoi vine rezoluția de la Parlamentul European, cea care spune, domnilor, ar trebui ca Ucraina să primească această permisiune. Adică sunt niște bariere birocratice, la început par birocratice, dar este clar o presiune, pe de, de o parte, asupra rușilor de a înțelege că, băieți, nu vă mai jucați cu focul, nu puteți ucide, nu puteți viola la nesfârșit o populație care vrea să fie de altă parte a baricadei sau, mă rog, de lumea civilizată, dar este și o presiune. Îndreptată cumva către America, cea care, nu știu de ce, o timiditate la fel de nemțească, exact ca lui Scholz, parcă ar tărăgăna un pic lucrurile astea, sau în spate se negociază extrem de aprins, nu știu. Însă, ajunge la matrioști. Am văzut foarte multă lume vorbind, foarte multă lume despre suveraniști, și nu numai de la, de la români, dar și de la uh, occidentali. Vorbim despre pace, că ar trebui să fie pace. Ați văzut că auriștii și ăștia de la șoșocarii noștri n-au vrut să voteze acea rezoluție, ajutorul pentru uh, uh, Ucraina. Da, noi vrem pace, ne-am săturat să vedem război, ne-am săturat să vedem sânge. Ne spunem niciun cuvințel despre agresiunea Rusiei, despre faptul că Rusia a invadat o țară. Ori, până acum, s-a tot vorbit în termenii ăștia de pace, cumva sugerându-se așa mai cu perdea fără perdea, Domnule, să fie pace, în sensul că ar trebui ca Ucraina să renunțe la teritoriile deja ocupate și că, băi, să lăsăm rușii acolo, dar măcar nu mai mor oameni. Un milion de oameni, da, din partea Rusiei și din partea Ucrainei, au murit în războiul ăsta. Sunt niște cifre care au venit de la Institutul Internațional al Războiului. E bine, acum se complică situația pentru ruși, ceea ce e foarte bine. Mișcarea asta. Foarte bun lui Zelenski de a ocupa, atât cât poate, și de a înainta în regiunea Cursc, deja complică lucrurile pentru Kremlin. De ce? A, vreți pace voi rușii? Sigur că da. Atunci, dacă voi păstrați domba și ce ați cucerit, păstrăm și noi Cursul. În momentul ăsta, Matrioșca are o problemă fundamentală. Până acum era la fereastra Kremlinului și privea în zare, spre liberare, etc., vorba poeților, ghilimele mari. Da? Cum că suntem actor global, nimeni nu ne poate sta în cale, avem șantajul ăsta cu rachete nucleare și mai avem șantajul trecutului istoric și imediat o să explic chestia asta. De ce trebuie explicată? L-am auzit pe Scholz spunând, domnule, pace, pace, pace. Nu vrem să mai ajutăm, înjumătățim ajutorul pentru Ucraina, etc. etc. Aici la Scholz trebuie discutat un lucru. Unul. Există o presiune electorală. Alternativa pentru Germania, alternativa pentru Deutschland, da, deja are niște succese care suflă în ceafă. Cu Scholz. Scholz, dacă prinde locul 3, pare nemulțumit, dar totuși în viață. Ok? Și atunci, pe presiunea asta prorușilor din, din Germania, Scholz are tot felul de sugestii, eu le-aș cataloga, electorale. Dar mai este o chestiune. Germania s-a obișnuit să primească la un preț incredibil de scăzut gazul din Rusia. Din anii 70, da, tot cu OS politic și în timp ce celelalte țări plăteau undeva la 14 și 16 dolari, unitatea foarte mare, nu știu cum se numește, sunt filolog, în declin competența, da, de gaz, rușii plăteau între 3 și 4 euro la banii în euro, da? Adică undeva de 3, 4, 5 ori mai puțin decât europeni. E normal că și-au făcut o industrie pe, pe orizontală, care a duduit, e adevărat. Doar că a venit secolul 21 și a venit cu două provocări. 1. Tehnologia. Nu mai putem merge ca altă dată, cu daltă, cu ciocan, cu, cu strung, cu nu știu care, ca apăsăm un buton, avem o mulțime de, de alte instrumente și roboții, sigur, nu sunt roboți ăștia umanoizi, fac treaba omului. Doi, rușii. Rușii care s-au tot uitat la deceniile astea de când vând gaze europenilor, s-au obișnuit să privească Europa ca fiind ceva subaltern. E bine nu -i. E bine nu și se vede un lucru extraordinar, foarte rapid. Și vă dau exemplu din Moldova. Moldova aia sărăcuță, tot dau exemplu ăsta, dar nu mă să-l dau, da? Moldova aia sărăcuță, care nu are decât vin, are pământ bun, 2 milioane și ceva de locuitori din patru, Cumva uh, lăsată în paragină de istorie, așa am crezut noi, e bine, Moldova s sărăcuță de când este mai Sandu și a luat drumul ăsta greu, pro-european, deja are salariul mediu mai mare decât salariul mediu din Rusia. Îți dai mă că pentru ruși asta este o frustrare imensă. Cum adică, ăștia, ăștia care trebuiau să fie sub papucul nostru, în atât de puțin timp, deja au sărit peste salariul nostru mediu. Și asta se întâmplă peste tot. Da? Dacă vă uitați la, la, toată, la toată geometria asta geopolitică între Europa, între țările foste sub apuc sovietic, flancul estic să-l numim, și Rusia, o să vedeți că viteza de dezvoltare este incredibilă în favoarea noastră. Dacă vă uitați la portofoliile luate de flancul estic, sigur, noi suntem cu oameni, cu tot felul de chestii, ungurii cu animale, așa mai departe. Dar nu trebuie să privim ca România, ca Ungaria, ca Estonia sau ca nu știu care. Suntem europeni, suntem cetățenii euroatlantici. Cineva trebuia să se ocupe și de chestiile asta. Ok, nu sunt cele mai, să zic noi, mai consistente din punct de vedere mediatic. Toată lumea se bate pe buget, toată lumea se bate pe, pe economie, pe externe, pe etc. Dar toate astea importante sunt luate de flancul estic. Asta este extrem de, extrem de, 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 de uh, important. De ce? pentru că se schimbă geografia. Până acum, Occidentul era uh, locul ăla paradisiac. Da. Începând de la faptul că am pus un acolo, până la faptul că mi-am avut un Golf 2 din Germania. Ei bine, se schimbă. Eu vă garantez că în maximum 10 ani, Europa asta, așa numită centrală și de est, flancul estic, va fi mai convenabilă pentru trai decât Occidentul. De ce? Nu pentru că am fi mai deștepți, dar în Occident s-au întâmplat niște lucruri care ne dau de gândit. Uitați-vă, în Finlanda. Și dau exemplu în Finlanda pentru că merge foarte bine cu educația. Occidentul s-a pus într-un confort de la extraordinar, mai mult de anii 70 decât de anii 2000 sau anii 90, prin care te duci la școală doar ca să mergi după aia într-o fabrică. Doamne, la bandă. Da, se întâmplă asta. Ok, uitați-vă la Germania, uitați-vă la Franța, care încearcă acum să-și regenereze, în mod evident toată combustia aia educațională. Dar uitați-vă la Finlanda, care a fost cea mai săracă țară în decembrie 1917 când și-a luat independența. Adică, ăia săraci erau muritori de foame. Și totuși astăzi dau lecții de educație. Vă dau exemplu țările baltice. Țările baltice despre care nici nu credeai vreodată că vor fi independente. Dar în momentul în care au făcut acel las de 2 milioane de oameni de-a lungul granițelor cu Rusia, în momentul ăla lumea s-a uitat așa mai circunspect, băi ce vor oamenii ăștia. Și astăzi vorbim despre Estonia, care este cea mai digitalizată țară din lume, sau cel puțin așa se spune, la concurență cu Israelul, cu alte două, trei țări. Bun. Ne uităm la Letonia, ne uităm la Lituania, țări despre care nu pot să crezi că am fost vreodată în comunism. Eu le-am bătut o singură dată. Dacă mă întrebați acum, repede, repede, care e capitală la fiecare țări, nu o să vă știu. Spune că trebuie să mă gândesc. De ce? Sunt mici. Te-ai dus cu mașina prin toate timp de 5-6-7 zile și n-ai avut senzația că ai ieșit dintr-o țară și ai intrat în alta. Foarte, foarte puține uh, diferențe. Însă, aceeași, același, aceeași mentalitate extraordinară, aceeași uh, prosperitate, dacă vrei, nu știu cei mai bogați, nu știu cei mai nu știu cum, dar joa de vivă incredibil, așa cum te duci în Polonia și nu -ți vine să crezi că ăștia au avut. Comunism, cum în satele din Cehia și trebuie să cauți bine, bine, bine vreo ruină de azi să-ți amintească de comunism, Slovenia nu mai discutăm. Da? Și de ce s-au dezvoltat? Pentru că au fost extrem, extrem de atente cu prezentul. Cum ajungi la atenție, la atenția asta extraordinară cu prezentul? Învățând din lecțiile istoriei. Înțelegeți, noi n-am avut șansa asta. Noi am primit totul de-a gata pe acea discuție, interbelică. că, Doamne, suntem așa de norocoși că nu mai avem nevoie de politicieni. Atât am fost de nenorocoși încât ne-am făcut praf norocul ăsta istoric, aducând cei mai proști politicieni pe care i-am găsit pe stradă. Asta s-a întâmplat. Gândiți-vă că în timp ce alții își făceau reforme, în timp ce litoanienii, estonienii, letonii, stăteau acolo și s-au ținut de, de, de mână într-un lanț uman de 2 milioane de oameni să-și arate aspirația spre libertate, noi discutam despre MEBO. Noi discutam despre Ion Iliescu care ne învăța că am făcut o mare porcărie că am făcut praf uh, uh, comunismul, principiile comunismului. Ne-am revenit, e adevărat. România s-a transformat incredibil față de epoca Iliescu. Asta trebuie să recunoaștem. Nu este perfectă. Suntem acolo la bătaie pe penultimul loc, e adevărat. Însă, o să sune cinic ce zic, geopolitica, toate frământările de acum, pot regenera un anumit moment istoric pe care l-a eratat în trecut. Și nu numai noi. Și bulgarii, și noi, chiar și grecii, poate și turcii. Sigur că nu suntem în pole position. În pole position, în momentul ăsta, este Polonia. Umbrela aia mare peste Scandinavia și până peste Slovacia, nu mai discutăm de țările baltice. De ce? În momentul în care a existat prima provocare din partea rușilor, polonezi și-au amintit automat că au dispărut de trei ori de pe artă. Și-au dispărut ultima dată cu concursul rușilor și cu concursul naziștilor. Nu uită chestiile astea. Dacă vrem, într-adevăr, să pricepem cum trebuie făcută praf și pulbere și ca să plângă acolo râul de lac din, prin, prin, prin Kremlin, va trebui să luăm exemplul ăsta. Pentru că ne arată Ucraina ce e de făcut. Băieți, nu este un inamic care... Care este invincibil. Da, au zis că ne cuceresc în trei zile, îns de doi ani și jumătate, și iată, am mai cucerit și noi din regiunile lor alea de graniță, cum au cucerit și ei regiunile de graniță ale noastre. Asta trebuie făcut. Va trebui ținut acum pumnii, va trebui făcut orice efort să ajuți Ucraina, tocmai ca pacea să nu fie de partea invadatorului. Pentru că pace cu invadatorul la masă și cu invazia aia cumva ștampilată geopolitic, nu există. Vrei pace? Ok. Ieși din teritoriile ocupate, plătești despăgubiri, fiecare cât a distrus și după a discutăm. Asta este pacea. În rest, vom avea tot felul de conflicte înghețate. Și aici este esențial ajutorul Uniunii Europene. Va veni și ajutorul Statelor Unite. Doar că, v-am spus, eu cred că se negocează niște termeni și niște linii roșii Extrem, extrem de consistente. Și s-ar putea ca rușii, în curând, dacă mai înaintează uh, ucrainienii, s-ar putea ca rușii să se gândească dacă nu cumva Putin este mult prea bătrân să bea o vodcă și poate mai bine să bea un ceai. De la greșit. Așa, ca pentru dictatori. O zi bună.